Șoferul fugar de la locul accidentului din Drobeta, Turnul Severin, a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Tânărul de 18 ani nu are permis de conducere pentru nicio categorie. De ce ai fugit de la locul accidentului? Era furată mașina? Cine ți-a dat mașina? Tânărul de 18 ani din comuna Malovăț a fost depistat de oamenii legii la câteva ore după producerea accidentului. Tânărul a părăsit locul evenimentului. Având în vedere accidentul rutier produs în data de 21.07.2021 în municipiul Drobeta, Turnul Severin, pe strada Calea Timișoarei, în cauză s-a întocmit dosar penal, iar verificările sunt coordonate de către unitatea de parchet pentru stabilirea cu exactitatea a cauzelor și împrejurilor în care s-a produs evenimentul. Urmând ca la definitivarea acestora să fie dispuse măsurile legale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. Cât privește fapta de înstrăinare a autoturismului de către proprietară, și în acest caz este în derulare o întreagă anchetă.